Bună, eu sunt Alina, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de azi vreau să vă arăt cum să faceți un desert foarte simplu și foarte ok și pentru cei care sunt la dietă și își doresc să slăbească, dar cu toate astea au poftă de ceva dulce. Am pregătit azi pentru voi 3 feluri de înghețată. Am aici o înghețată cu zmeură și căpșune, o înghețată cu mango și o înghețată cu migdale. Toate sunt delicioase, n-aș putea să aleg una dintre ele care să zic că este preferata mea, dar să nu mai lungesc cu vorba că se topește, haideți să vă arăt cum am pregătit-o. Ca și bază pentru înghețată voi folosi întotdeauna pentru o porție o banană destul de mică, foarte, foarte bine coaptă, pe care o voi curăța. Apoi o voi tăia felii. O voi pune într-o caserolă sau dacă nu aveți o caserolă puteți să puneți chiar și într-o pungă pentru congelator. Voi urma să congelez aceste felii de banane pe care apoi le voi da prin blender. Ideea este să nu fie presate, ci să fie destul de aerisite. După ce le scoatem din congelator, să le putem desprinde destul de ușor una de cealaltă. Pentru a pregăti primul fel de înghețată vom avea nevoie de o banană congelată, v-am spus că ea va fi baza înghețatei, câteva bucăți de zmeură congelată, iar pentru decor, 2 căpșuni. Într-un blender voi pune zmeura congelată, apoi bananele congelate, iar acum voi blendui totul. Transfera înghețata în bol. E foarte cremoasă. Ce îmi place foarte mult a ea este că nu conține zahăr, clar. Așa arată primul fel de înghețată și miroase delicios de bine, a căpșune, zmeură și miroase a vară. Pentru al doilea fel de înghețată voi avea nevoie la fel de o banană congelată, câteva cuburi de mango. Eu, din fericire, am găsit un mango proaspăt care era foarte bine copt și am păstrat 3 fileuțe de asemenea pentru decor. Pentru a pregăti înghețata de mango cu banane, voi pune într-un tocător mango, apoi bananele, și voi începe să le mărunțesc. Transfera și pe aceasta într-un bol. Cred că aceasta e preferata mea. Dacă vara ar putea să aibă un gust, cu siguranță ar avea gustul de înghețată cu mango și banane. Clar! Acesta este al doilea fel de înghețată. Și pentru
pentru al treilea fel de înghețată vom avea nevoie la fel de o banană congelată, câteva migdale, câteva migdale tăiate felii, să știți că se găsesc de cumpărat direct așa, cam o linguriță am aici, plus două lingurițe de cocos. Voi pune bananele în tocător. Apoi voi adăuga și cocosul. Iar migdalele le voi păstra pentru decor. Transfera și acest amestec de înghețată într-un bol. Acest amestec este cel mai ferm dintre toate pe care le-am făcut, dintre cele trei. Cred că datorită cocosului, care îi păstrează o consistență ceva mai densă. Decora cu câteva migdale și fulgi de migdale. Bineînțeles, le puteți înlocui cu alune de pădure, nuci, în funcție de sortimentul care vă place mai mult. Acesta este al treilea fel de înghețată, care este la fel de delicios ca primele două. Am ajuns și la finalul videoclipului. Eu sper că v-a plăcut rețeta mea de înghețată, cele trei variante pe care le-am propus eu. Dacă da, eu sper să-mi dați un like, să dați un share acestui clip, să-l vadă și prietenii voștri. Bineînțeles, să vă abonați canalului meu de YouTube, pentru că urmează multe alte rețete interesante. Și nu uitați că ne revedem și pe grupul de Facebook Alina Fulberti Community. Eu vă zic pa și ne vedem la clipul următor. Pa!